Cer trade și îmi cer scuze. Eram campion mondial la orice, era adică, bun. Da. Ne plăceau fetele. S-a muncit de mic, domnul George, s-a muncit de mic. Talent adică mare. Bursukovici, mi se mai spunea. Da. De, dacă întâlnești în Rusia. Da, nu mă, de la Popovici. Bursukovici. Bursukovici. Da. Mare talent. Da, la mine talentul a fost tot timpul, n-a răzbit până afară. Adică a stat mai mult în interior, dar... În perioada în care dansam, îi zăpăceam, îi luam, ești îi omoram. Tu chiar ești foarte talentat și noi ne mândrim cu tine. Da, vă mulțumesc. Eu am rămas impresionat încă din redacție când ne-a povestit domnul Bursucu că în, la profesioniști și în general în sporturi, în toate sporturile, există o mentalitate de învingător, da, plasată de antrenori de la început. Da, pentru că eu când aud la televizor oameni care n-au făcut niciodată sport sau cel puțin n-au făcut sport de performanță, nu contează ce sport, chiar dacă eu spun dans sportiv acum, oamenii o să zică, bă, dans, credeți-mă, dansul sportiv este un sport de performanță și foarte greu. Și orice alt sport, oamenii nu au făcut așa și încep. Ai, bă, că avem o mentalitate, nu știu care. Ai, bă, că n-avem antrenori. Ai, că n-avem de-aia, n-avem de-aia. Vrei să spun ceva? Tu când ești sportiv, în primul rând că antrenorul tău nu o să spună niciodată, dar niciodată, hai că mergești noi la competiția, că oricum o pierzi. Stai liniștit, te înscrie și poate. Te duce să... Deci cu siguranță îți va spune că tu mergi acolo să câștigi. Foarte. Da? Toți sportivii, inclusiv cei care au candidat lângă David Popovici, s-au dus acolo să câștige. Nu s-a dus niciunul să zică, oricum ies pe patru. Da, mă duc, ce să fac acum, știi? Mă duc act de prezență să aibă și băieții aia 6 cu care să candideze, sau 8 sau 10. Da, să iasă la număr, să înțeleg? Nu fie mai puțin. Deci toată lumea se duce să... Dacă n-ar fi câștigat David, ci ar fi câștigat orice alt sportiv din orice altă țară, ar fi spus același lucru. M-am pregătit, am venit să câștig. Toți spun același lucru. Pentru dar, Bursuc, aveai și tu psiholog personal? Nu, psiholog n-am avut, pentru că nu am ajuns la nivelul ăsta. Aproape toți sportivii au și da, un psiholog. Eu am rămas, e foarte bine să ai. Eu am rămas impresionat de atitudinea lui David după ce a câștigat medalia. A fost întrebat de un reporter, cum te concentrezi, cum te motivezi pentru proba în sine? Și el a spus o chestie care m-a șocat. A spus că cu câteva ore înainte mă odihnesc, stau un pic în liniște și vizualizez cursa în sine. Vizualizez cum sar, vizualizez cum înnot, simt fiecare secundă, nu văd timpul în acea vizualizare, nu văd timpul de la final cât scot, dacă ies pe 1, dacă ies pe 2, dar eu când intru acolo... Îmi imaginez ce se va întâmpla, știu exact ce se va întâmpla. În momentul notului simt că am mai trăit asta, am văzut-o dinainte, ceea ce este un exercițiu uriaș pe care îl faci și la terapie dacă mergi și dacă discuți cu un psiholog, iar mi se pare asta o atitudine de campion și vreau să-l felicit pe această cale. Da, corect. Merită toate felicitările. Și din când în când ar fi bine, exact cum a spus și Camelia Potec, pe care o iubim și o respectăm, probabil că nu ne-au convenit nouă televiziunilor discursul ei de aseară, în care spunea că noi nu știam de David Popovici până alaltăieri. Uite că ei știau că de-aia l-au trimis, ceea ce este corect. Și e cumva treaba federației, treaba antrenorilor să cunoască sportivii, să știe cine ne poate reprezenta cu succes. Dar în același timp are dreptate când spune că și noi televiziunile poate din când în când ar trebui să mai aruncăm câte un ochi și pe la not, și pe la handbal, și pe la basket, că la fotbal ne-am cam lămurit. Nu, asta nu înseamnă că nu trebuie să urmărim și fotbalul, dar să nu ne mai punem chiar toate speranțele și toate finanțele într-un singur sport. Și aici, cu tot respectul pentru cei de la CSEA Steaua, să pierzi un astfel de sportiv cred că este o mare palmă. Știți e prea bine că domnul David Popovici a plecat de la Steaua ducându-se la Dinamo pentru că n-au avut suficienți bani să-i dea ca leaf. S-au gândit cei de la Dinamo să-i dea 7.000 de euro pe lună, am înțeles că are salariu și un bazin. Deci cei de la CSEA Steaua, cu tot respectul încă o dată, să băgați niște milioane de euro într-o echipă care joacă la un fotbal de amatori în Liga a doua și să n-avem grijă și de ceilalți sportivi, cred că aici avem o problemă. Cu toate că, dacă mă întrebați pe mine, armata ar cam trebui să aibă grijă de armată, nu de fotbal. Bravo! Mulțumesc mult de tot! Hai să vedem ce mai avem în emisiunea noastră de astăzi. Spus ofurile, da. Nu ofu, da. Pe bune. Adică ai un asemenea sportiv în curte și tu dai... Păi, dacă adun salariile de pe la fotbaliștii din Liga a doua, da, la fotbal amator, crește niște eu zic, nu, două salarii. Dacă pun eu, cred că... Cred că fac mai mult decât îi dădeau acest lucru. Așa este. Poate e timpul să ne focusăm mai mult pe tineri, pe campioni, pentru că, uite, putem avea niște rezultate fantastice. Hai să vedem ce mai avem în emisiunea noastră și revenim. Dă-i.
Bine v-am regăsit la Dimineața cu noi, emisiunea care îți face ziua mai bună prin subiecte interesante și invitați de renume. Astăzi discutăm despre pensiile private și ce ar trebui să știi despre ele, astfel încât să ai o bătrânețe fără griji. Totodată v-am pregătit un material cu cele mai cerute intervenții chirurgicale de natură estetică în rândul românilor. Și pentru că weekendul bate la ușă, avem o recomandare pentru dumneavoastră. Un loc în care aventura și relaxarea fac echipă bună. De distracție se ocupă Maia Pop, dar și Silvana Râciu, care astăzi ne va găti un fel de mâncare delicios. Nu rata așadar o ediție cu de toate! O ediție cu de toate la dimineața. Da, și după emisiune să am frigiderul cu de toate. Se vor găsi probabil câțiva suporteri ai Stelei din Liga a doua să mă înjure. N-am nicio problemă cu asta. Nu am absolut nimic cu fotbaliștii de la CSEA Steaua. Dimpotrivă, unii sunt și prieteni. Nu am absolut nimic cu faptul că există o echipă, dar cred că trebuie avut grijă de toată lumea, inclusiv de ceilalți sportivi pe care îi avem în club și să nu-i lăsăm să plece așa când vezi că ai un talent în club. În viața fiecărui sportiv foarte importantă este alimentația. Exact. Și în viața fiecărui om, dar sportivii sunt mult mai atenți la asta și sunt curioși ce ne face Patriția azi, pentru că arată sănătos. Echipa națională de fotbal Italia pleca cu bucătar personal și nu lipsește niciodată parmezan. Da, toți pleacă cu bucătar. Toți, fiecare cu bucătarul lui. Fiecare echipă. Fiecare echipă de fotbal are bucătarul ei. Personal. Ți-ar plăcea, Patriția, să fii bucătăreasă într-o echipă? Da, într-o echipă, da, de poloiști. De poloiști. Bun! Bun. Foarte bine. Uite, ce ai gătit astăzi pentru poloiști? Da, astăzi chiar gătim pe sănătate. Cum? Au sunat-o pentru Patriția? Vezi că acum au dat un mesaj, da? De la mine sau de la Ani? Gata, te iau în echipă, da. Dar nu la poloiști, la șahiști, au zis că dacă vrei. Dacă au nevoie de nuci să se conecteze... Apropo de nuci! Uite că avem nucile aici. Ce facem astăzi cu nucile? Astăzi facem o supă crema de roșii cu țelina, apio, ceapa, busuioc și crotone aromatizate. Facem o salată foarte interesantă cu baby spanac, nuci, mer și le aromatizăm cu miere, balsamic și ulei de măsline. Și după facem un pastrav la cuptor cu roșii sherry, arome, boie dulce, vin albe, limone, de toate avem. Și uitați, toate pe sănătate, toate pentru regime tuo, Borsuc. Da, facem. Parcă încearcă să ți-l vândă. Da, asta. O să facem acum și un meteo, ca să vedem ce facem în cazul în care e soare sau nu. Viviana, bună dimineața și ție. Hai că ne-am luat cu David Popovici, ne-am luat cu CSEA Steaua, cu... Și-am uitat de campioana noastră. Bună dimineața, dragii mei, și eu vizualizez astăzi toate temperaturile pentru că arată destul de bine. Să știți că în acest moment cerul este variabil, mai mult senin. Ceva anorări se semnalează doar în vestul și sud-vestul teritoriului, acolo unde sunt și averse. Vântul suflă slab până la moderat, cu intensificări pe crestele montane, dar și în deltă. Temperaturile pornesc de la 5 grade în Miercurea Ciuc și ating 19 grade în Constanța, 17 grade în Tulcea, 11 în Sibiu, 13 în Iași, în timp ce în vestul teritoriului în acest moment avem temperaturi de până la 13-16 grade Celsius. Pe parcursul zilei, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Astăzi cerul va fi variabil, mai mult senin, înorări, averse și descărcări electrice se vor semnala în sud-vestul teritoriului, în zonele montane și doar cu totul izolat în regiunile estice. Vântul va avea astăzi intensificări cu precădere în estul și sud-estul teritoriului. Temperaturile de astăzi pornesc de la 23 de grade în Suceava și ating 30 de grade în vestul teritoriului, poate chiar 31, 26 de grade în Brașov, 27 în Sibiu, 26 sunt așteptate în Constanța, dar și în zona Moldovei. În capitală astăzi o vreme bună, nu e rost de precipitații și o maximă, anunță meteorologie, de până la 29 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile despre vreme, băieți. Sănătate, Dănuț, Doamne ajută! Ți-am zis, vezi, afară e soare, tu stai dezvelit, uite, te-a tras curent. Mai dai și drumul la aerul condiționat. E, n-ai babă, Dănuț, să fii sănătos, Doamne ajută, să-ți meargă bine. Asta e. Tot anul.